Ascultăm în continuare prezentarea domnului Dorin Beu. Ne-a pregătit o prezentare foarte bine structurată și cu cât mai multe detalii despre ce se întâmplă la noi. Bună dimineața! Și acum să ajungem la ce se întâmplă de fapt în România. Și încep cu o discuție. Cât de sigură este școala în care învață copilul dumneavoastră din punct de vedere al pericolului de incendiu? La ce vă uitați când evaluați școala în care învață copilul dumneavoastră? La învățătoare, la profesor, la... Termoizolația, cum e făcută, din ce? Fiindcă acum avem școli care, cel puțin în poze, unele arată bine. Îți vopsită proaspăt, nu discutăm culorile, asta e un alt subiect, dar aici ne referim la partea de siguranță. Ce a însemnat de fapt această anvelopare? Pur și simplu pus polistiren. Dar altceva, la ce vă mai uitați? Ok, ieșiri de urgență, constatăm că există uși care sunt blocate, că nu sunt uși pentru ieșire de urgență care se deschidă spre sine. Poarta e închisă, că n-are cine să vegheze și acolo, portarul nu poate să se uite. Vedeți iluminat de urgență? Dacă ne uităm aici, ați văzut cum e iluminatul de urgență, e pe tavan. Nu așa, există un standard, e 1838, e standard european. Știți în ce parte trebuie să o luați de aici când ieșiți din încăperea asta? Bun, sigur, unii, Doamne ferește, da, dar o luați la stânga sau o luați la dreapta? V-ați uitat înainte? La dreapta. Ok, în regulă. Da, ați văzut butoane de avertizare, de semnalizare incendiu, ați văzut senzori. Nici n-are rost să întrebăm de iluminat contra panicii într-un astfel de spațiu. E și din cauza că avem o complexitate de standard. Avem, pe de o parte, normative ca și acest 118, rămas din 1999, da, nici nu eram în Uniunea Europeană, și vă dați seama, dacă acum ar trebui să scriem un normativ care să fie valabil 20 de ani, eu cel puțin n-aș fi în stare, nu am asemenea anticipare a viitorului. Dar pe de altă parte, de ce nu respectăm standardele în vigoare? Am avut o discuție cu cei de la ASRO dacă trebuie sau nu respectate standarde. Standardele sunt voluntare. Pe de altă parte, dacă standardele sunt la zi și sunt standarde europene și presupun, după cum ați văzut, un studiu elaborat pe baza unor greșeli care s-au făcut în mai multe locuri, de ce nu le putem adopta pur și simplu? Și în continuare văd cazuri în care se fac referiri că e obligatoriu norma noastră de proiectare din 2002. Da, dar avem standard care este din 2017. Standardul e voluntar, e opțional. Problema asta avem acum o dezbatere care vrem să o deschidem. Și e o problemă. Aici nu e o oră de psihanaliză în grup în care să ne plângem că ok, asta este situația, ci vrem să vedem ce-i de făcut, ce se poate schimba, unde este problema. De ce, de exemplu, la școli nu am putut scoate un ghid care să fie valabil la toate școlile, fiindcă avem construcții standard, în marea parte. Dar dacă ne uităm, în 40 de județe sunt 40 de abordări, fiindcă fiecare inspectorat de stat, ISU, are propria viziune asupra normativului. De ce n-am putut face unul singur și de ce tot la fiecare școală trebuie să reinventăm roata când proiectele standard? Și universitățile, să nu credeți că universitățile stau mai bine. Nu se respectă standard. De exemplu, trape de fum. Unde ați văzut trape de fum la școli? Trebuie să existe pe casa scării. Cum de a ajuns Romanian Green Building Council, Consiliul Român al Clădirilor Verzi, să se ocupe de așa ceva? Fiindcă, sigur, o să îmi puteți spune că noi promovăm clădiri verzi, ne ocupăm de proiectare, construcție, adică promovăm inclusiv deconstrucția. E o problemă care ne opunem. Ce se va întâmpla
când peste 20 de ani aceeași termoizolație care s-a pus acum va trebui dată jos. Vom avea munți de deșeuri care nu ne-am pus problema ce o să facem cu ele. Pe de altă parte, colega mea, Monica Ardeleanu, nu știu dacă a reușit să ajungă, noi avem astăzi control de la Oficiul pentru Spălarea Banilor, în care suntem întrebați cum verificăm membrii noștri că sunt siguri, serioși și că nu deturnează bani. A participat la un proiect european, Build Upon, care s-a ocupat de strategia națională de reabilitare în România. Și primul lucru care l-au cerut toți cei care au participat la acest studiu au fost clădiri sigure. Deci, noi avem o problemă, acum discutăm foarte mult, eficiența energetică a devenit ca un fel de marotă. Dar uităm până la urmă esența. Clădirile trebuie să fie sigure. După aia, sănătoase. Noi am făcut acum niște clădiri care, în teorie, au fost reabilitate. Da, dar sunt mai sigure după reabilitare? Am serioase îndoieli. Sunt mai sănătoase? Dacă ne uităm la calitatea aerului în aceleași școli, vedem o scădere dramatică a acestei calități. Nu avem aport de aer proaspăt în acest. Clădirile sunt mai nou etanșe, le-am pus termopan, le-am pus termoizolație și ele nu mai schimbă aer cu exterior. Deci astea sunt problemele cu care ne confruntăm și atunci vedem că suntem, pe de o parte, într-un trend european în care se pune tot mai mult accent pe partea asta de siguranță la foc. Avem o legislație care trebuie actualizată, care trebuie să fie adusă la zi și sigur avem, mă rog, printre altele și o dramă națională cu această siguranță la incendiu, cu protecția vieților. Și în acest sens, noi ne-am constituit într-o coaliție. O coaliție care, în care parte Consiliul Român al Clădirilor Verzi, este FDN, colegii noștri de la FDN care au realizat lucruri care păreau imposibile acum câțiva ani. Este și o asociație a studenților de la arhitectură. Vedem, practic, interesul noii generații pentru ceea ce se întâmplă. Practic, noi n-am reușit să facem schimbarea pe care am dorit și atunci cumva apelăm la noua generație să vină să ne ajute să depășim barierele pe care noi n-am reușit să le depășim. Și în același timp avem sprijinul Alianței Fire Safe Europe, care trebuie, care este un interlocutor la nivel european. Și care ar fi scopurile coaliției? Nu să scrie normativul 118, nu avem pretenția la așa ceva, dar să contribuim cu specialiști la această discuție, la discuția despre o legislație îmbunătățită. Putem să ajutăm la informarea publicului. Ne dăm seama că de multe ori avem aici o lipsă de informare vis-a-vis de ce înseamnă siguranța la incendiu și să ne implicăm în monitorizarea aplicării regulilor. De ce nu avem date statistice despre aceleași școli, despre clădirile în care sunt, de exemplu, clădirile guvernamentale? Corespund sau nu corespund? Câte clădiri guvernamentale nu au autorizație la incendiu? Ok, e o întrebare. Ce acțiuni vrem să facem? Sigur, prima acțiune este ca și cea de acum. Este partea de advocacy. Practic, am încercat un dialog cu autoritățile. Da, e cineva din partea autorităților ca să... Da. Ok, deci am încercat un dialog cu autoritățile, dar vedem că e dificil un astfel de dialog cu autoritățile. Și pe de altă parte, vrem să organizăm evenimente pe tema siguranței la incendiu. Campanii de informare, cum este cea de acum, și eu mă bucur de prezența dumneavoastră, fiindcă în general la evenimente strângi greu să umpli o sală, foarte greu. Dar prezența noastră aici, în ciuda sălii, care e, nu știu dacă e chiar o sală de conferințe, având o parte din oameni care nu pot să ne vadă direct,
E important să dezbatem, să ne punem de acord asupra ceea ce trebuie să facem și vrem să avem în același timp o prezență în presă și în social media, fiindcă la ora actuală, dacă nu ești în social media, nu existi. Eu vă mulțumesc, eu sunt doar un coordonator, poate o funcție vremelnică și aștept să pornim o discuție asupra pașilor care trebuie făcuți în faza următoare. Vă mulțumesc foarte mult de prezență!